Salutare toată lumea, eu sunt Vlad și bine ați venit la un nou episod. Astăzi facem roata cu provocări pe băut, partea a doua. Pentru că v-a mega plăcut prima parte, am zis n-avem cum să nu facem partea a doua. Dacă mai vreți clipuri în continuare de genul, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like. Haide să strângem la acest clip 50.000 de like-uri, știu că putem. De azi înainte avem membri pe canal, așa că dacă devii un membru o să-ți dau follow pe Instagram de pe contul meu oficial. Fără mai multe introduceri, hai să-i dăm bătaie. Mi-a dat cu piciorul. Cine o să fie primul la misterului? Da, hai. Eru. Oh. 12. Opa. Ne-a ușat. Opa, opa, pe ne-a ușat. Cineva a avut 6 7-uri. Aveți un foc? Da, să facem o atmosferă mai romantică. Hai, pe bune. Cum cineva ați bătut din palme și a început? Da! Am început, suntem în direct. Salută-ți părinții, hai. Noi nu facem intro aici. Ia a pus mâna pe mine, Oana, nu eu. Eu sunt Cristi. Eu sunt unicul și magnificul Vlad. Fighter. Care unicul și magnificul sunteți, gemeni? Jasmine, Saraj, Jazzy, Saraj, cum vreți voi. Ați depinde. Jasmine? Suraj. Jasmine sunt pe Instagram. Jasmine. Jasmine Saraj. Jasmine. Uh-huh. Jaxi. Și pe Jasmine. TikTok, și pe TikTok Jazzy. Bine, eu sunt ghiduș. Și atât. Mă știți. Saraj. Eu sunt ghiduș și Saramură. Sahar mea. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Numele meu este Viviana Sfântul, iar astăzi împreună vom avea o provocare. Melinescu de... ești. Melinescu. Hai, zici și tu, nu mai pun una pe tine, îți jur. Da. Oana, unde sunt acolo? Gata, sunt cu mâinile legate la spate. Unde mă uit? Acolo? Oana, acolo? Te iubim! Da, eu sunt conacul și nu știu care e diferența între frații Munteanu. Ei, noi. E pentru prima oară cu stagia și... Abia acum începe distracția. Ghiduș, tu vei fi primul. Te rog frumos să dai din nou de roată. Ia să vedem. 11 înseamnă top 3 cântărețe care nu au voce. Ronia sau un bezdor? Astea provocări pe care le-au pus fetele, dacă mi se par mai soft. Care nu au voce? Da, top 3 care nu au voce. Ori răspunzi, poți, ori dai un șat. Da. Ce vei face? Măruț ar fi invidios cu noi. Bă, ia mă trebați. Nu-mi vine să știi, că nu... Mai mă, nu prea știu cu voce, dacă mă... Tot trebuie să dai 3 răspunsuri. Dacă nu le dai, hai, pei. Păi, dați-mi un șat. Bravo! Ești primul șat! A, l-am reparat. A, acum am venit. Dacă nu mai merge, ce facem? Dacă bagi... Cine e după Ghiduș? Viviana Sposu sau Melinte? Hai că apare clipul ăsta pe YouTube, îmi dau bine. Nu! 14. Provocarea cu numărul 14 este: trimite un filmuleț privat pentru ultima persoană care ți-a dat comentariu la ultima poză de pe Insta. Asta ce-a pus provocarea. Da, tu ai scris-o pe asta. Ia, intră, vezi cine ți-a comentat ultima dată. Și norocosul va primi norocos filmuleț privat. Nu, 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 stai că după la cameră. Mă uite aici. Așa. Nu, ce-am văzut. Ce-ai, măi? Era coracul dezbrăcat. Deci la ultima poză. Te-am văzut că te-am mai văzut eu. Cele mai noi primele, da? Da. Și îmi zice unul cam încrezută. Cam încrezută, trimite un filmuleț. Acum o oră, deci acum o oră, nici nu s-ar fi așteptat. Îl cheamă, nu, e o femeie. Și are poză cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, așa. Și mă urmărește totuși. Unde dau? Trebuie să-i trimite. Trebuie să-i trimite. Noi suntem vloggeri. Trebuie să-i trimite un filmuleț. Îmi dai seama săraca femeie, nu se aștept. Hei, bună Cornelia. Vreau să te întreb, de ce crezi că sunt încrezută? Ce te-a făcut pe tine să ajungi la această concluzie? Aș vrea să-mi trimiți aici argumentat și să-mi expui, să-mi expui părerea ta în detaliu. Îți mulțumesc! Mai omor pe internet! Felicitări, da, felicitări! Wow, bine, Viviana! Hai, coracule, dai? Da, trebuie să mă ridic să dau next. Da. Hai, să vedem. Ce noroc ai! Dar uitați care era următorul mesaj! 10! Pai, același lucru. Trebuia să... 14 pe care! O 14? Hei, bună! Cora, hey, vreți să picat asta? Fix 14? Uite-te cine ți-a comentat ultimul și trimite-i un filmuleț. Uite ce comentariu aveam următorul, dacă ar fi căzut celălalt. Arată-ne... Viviana. Fetița asta. Ai grijă să vorbești frumos cu ea, că pare că are 10-11 ani. Hai. Să rămână fetiță frumoasă, dar nu...
cel mai tare de pe piață, te iubește și te pupă mult, să fii cu minte la școală și să-ți ascunzi părinții. Aia, hei, lui, că se ajunge într-un difuzor de la vechi. Draga, au traumatizat-o pe viață. Putem opri, da? Am traumatizat-o pe viață. Păi tu și câte lumea iubește pe Fonfi? Fonfi. Lăsați în comentariu dacă iubiți. E ca aia, știi? Yeah. Tu-l iubești pe Laur, dar îl urăști pe Guess Who. Mamă, deci ce mă dai capul? Hai până acum de Febu, nu? Și tu mai nevoie. 3. Cristi. Beatrice Adonis. Provocarea cu numărul 3. Fii atent. Sună fosta, fostul și spune că ai înșelat-o. Ca lumea. Băi, ușor, mă, wow, dar băi, de fiecare dată din clipurile astea, ușor, mă. Nu pot să fac asta, e imposibil. De ce îmi pică doar? Bă, din nou, ori... N-ai iubită niciodată? Păi și pe telefon? Bă, da. Nu, pe ea, l-a blocat. Bă, din nou, ori o suni, ori bei. Și pe Gmail. Fosta. Pe Gmail. Nu, altă fosta, pe Gmail. Primite-i mă scrisoare. Ia-o. Un porumbel. Bă, ce e aia cu aia? Deci ori de-ai mișat, ori de-ai suni. Aia, mă, frate, e dita mai castron. Deci beal, mă! Bă, mă, bate joc de mine. Bă, beal, mă! Ăsta e shot. Dita mai ciorba aici. Cea cu cine vorbește? Vorbește tu cu urmăritorii. Vorbește cu ea, ăsta, vorbește cu unii să-ți dea în gând. Pentru că sigur se uite la clipul ăsta, zic că ascunzi de pe conturi false alea. Fosta lui, actuala lui. Nu cred. Nu. M-am zis la barigat! Doamne, mi-a stat inima. Cât de fact avea și eu după mai poți să-mi saluci. Haide. Ce? Da, odată. Mă gândeam după aia, gen, cum îl mai pup pe gură, știi? Eu pe el? Da, bă, bă, bă. Chestii de frate. Ești gemeni. Nu, nu ați învățat să mă salutați împreună? Felicitări. Da, gemeni. Ești bine, Cristi? Mamă, l-a lovit acceleratul mâncă. Această geată albastră ți-a dat vădine. Că aia bă, ghisire 3 ori. Hai, că o să dau eu dacă... Stai, bă, așa, așa o întrebare pentru noi. Ce descarci mai rapid? Un camion de mici sau un camion de copii morți? Camionul cu furci. Ghiduș, bă. Cum? Poate. Hai să vedem. Da, tot. Hai să vedem. Ia să vedem. Provocarea cu numărul 6 pentru mine în această seară este: lasă-i pe ceilalți jucători să-ți dea un șut în fund. Treci la camentul. Yes. Când vrei să-mi ne-am ridicat, fără să zică. Dacă. Dar poți să refuz, nu trebuie să vă ridicați. Nu, refuz. Hai. Hai că-i simplu asta. Hai, 3. Stai. Ce te uiți, mă? Toți... Roze cu Sprite, stai! Știi ce zic? Stai! Dar de ce v-ați alineat toți pe rând? Bine. Dă-i tu! Hai! Hai, dă-i! Păi, frate meu, îți dau mai ușor! Măi! Mi-a dat în picioare! Măi, băiatule, măi! Hai! Nici nu mi-ai dat în fund, mi-ai dat în coapă! Asta e cum mă faci să beau când nu ar trebui să beau, ok? Și am mai și băut 3 guri de iagă. Vere! Doar a plecat un pic. Păi, lovește-mi bucile. Stai așa, stai așa, stai așa. De ce trebuie să mă plec? Bă, Ghiduș, adevărat. Bă, ușor. Ai milă, pe bune. Ia dați-mă, băi. Nu, că o să mă lovesc. Așa. Ce vreau să-i fac? Să-i scot intestinele din el? Ce vrei să-i fac? De la mine nu se mai cap o săptămână. Deci, de la voi de mă așteptam. Ce ai rămas tu? Ai dat în banta. Hai, da, am făcut și un pic. Hai de Jasmine. Doamne. Jasmine, lași capul, cum ai zis video? Șaraj. 1. Locul 1. Numai 1. A, nu ești bine, asta e pusă de tine. Da. 10 șaturi, ce? Schimb de haine cu cineva de sex opus. Cu Vlad. Dar cu cine? Cu Colac, mă zic eu. Schimb de haine complet. Are mai multe. Schimb de outfit. Hai, bun. Cu tine! Cu mine! Cu tine! Por de pantalon scurs și tricou! Hai, duce-te frumos, bate! Hai, că nu beau! Schimbarea! Hai, păi să schimbăm, continuăm! Schimbarea! Dar o să pleznească colanții pe porți? Tine, gen! Mamă, tu porți colanții? Da, hai, pa! Hai, da, du-te! Eu n-o să intru în aia, hai, du-te! Hai, papuși, de râdem! Du-te cu ea, cum să o schimbați! Bine, dar Adida și gen nu! Ce zis să râdeți vreo? Adida și nu! Provocare! Hai, da? Da, cât se schimbă? Dragii mei camarazi, noi o să continuăm, exact. Hai. Șase, asta a picat, nu? Hai să mai dăm una, ca să facem. Lasă-i pe ceilalți jucători să-ți dea un șut în fund. Hai mă! Hai mă! Bei? Hai, o să-mi dați. Bei sau? A. Bine. 3.
2. Mami, i-ai dat în coapsă. Ai, că mai spică ție 6. Dă-i măcar la carne acolo. Ah. Și eu, și eu, și eu, și eu. Bă, dar mi-a dat toată lumea tare, sunteți bolnav? Dacă te prână aia, te arunc în mea, 2 metri! Nu mai trebuie să aștepți, nu? Păi dacă eram leneș, nu mai trebuie să aștepți, nu? Păi nu, mai. Nu, hai, mai departe! Așa, și chiloții, să nu uitați! Trebuie, da, exact, trebuie să faci un sistem de chiloți. Coaile mele, așa o să fie. Dar ce ai acolo? Și trebuie ți-ai pus mă acolo. Nu, nu, ce ai acolo? Că e ceva... E dreptul violar, hai, hai să mergem. De ce ți-ai pus mâna în pantalon? Ce ai, mă? Haide! Un Billie Eilish style se poate. Stă bine așa. Ce bombeu pe tine, nebunule. Deci nu merge să fac asta. Eu îți vai de capul ăla dacă intru la pârnaie, că am bușe noi. Ce-i doi schimbați? Da, deci, se vede entuziasmul pe fața lui Cristian. Se simte super, minunat. Super. Genial. Cum vă simțiți în această zi? Ai noroc, eu nu știu cum să zic, dar așa stau acasă, adică ăsta e outfit-ul meu de stat în casă. Deci mereu la chestia asta. Dar de tine nu știu ce să zic. Bun, cât v-ați schimbat voi, Viviana a dat? Eu, Viviana. 3. I-a picat 3. Și să vă zic și acum am picat fața. Sună fostul și spune... Fostul a fost. Băi. Fost, nu când ai zis fostul s-a... Viviana, nu fost, sunt niciun fost. Nu există așa ceva. Nu, nu. Bravo. Mi se pare corect. Bravo. Bine. Gata, Doamne ajută. Ăsta o pun. Și bei în cinstea lui sau în cinstea cui? Doamne sfânt, dar cred că nu. Sunt nici fără. Beau în cinstea voastră și în cinstea acestui clip minunat. Cinstea mea, că uite ce păr bă. Ești extraordinar. M-am îndrăgostit. Mă simt Ami? Hai, Doamne ajută, la mulți ani! Eeeeeee! Îți mai simți picioarele? Nu știu cum îl cheamă ca să-ți zic până numai. Conagu! Nu faci cu treia să-i dai la față. 3. Sună fosta și spune-i că ai înșelat-o. Vai. Ce? Păi da, mă, da, cred că doarme în verișoară mea acum. Nu am fost să văd eu. Cum ai fost cu singură femeie toată viața ta? Da. Eu cu aceeași femeie. Nici tu nu te crezi când spui asta. Că n-am numărul, e unul la mână și doi la mână. De, da, de cum o cheamă, că imediat, că deja am dat 3 scuze. Da, bine. Mă, beau, mă, beau. Bea, hai. Shot. Cineva să spune. Hai, noroc. Bun. Bine. Fericitări, Cristiane. Te rog frumos să continui acest joc. What of shame. 13. Număr cu noroc, într-adevăr. A fost la mine. Prima literă a persoanei cu care nu ți-a plăcut deloc să faci sex. Dacă mai ții minte. O să spun efectiv orice literă. Da, cine a venit cu asta? Tu ai venit cu asta? Poți să zici orice literă. Nu e adevărat, păi de ce? Măcar să zică tot numele. Eu nu mai ai pus asta? Păi ei nu s-au ocupat și bă, trebuia să... Bă, tu-ți dai seama că i-a avut atât de mulți gadgeti încât i-a notat după literele cu care încep numele? Îi ține acolo pe un catalog. A, cine bă, a fost mă la P? Până am... Paul. Na, e nebifat. Nu, n-am apucat. Uite-l pe Piduș. Piduș. Corabu. Bă, eu nu mai știu fața ei, dar numele ei. Eu nu mai știu la cât ce activitatea lor. Păi cine ține minte fața? Știu, bă, nu vezi cum ești îmbrăcat, bă. Probabil o fată care a fost cu Cristi în pat se simte și în același timp se uită la el în colan și zice, mamă, și-a ăsta în colan și vorbește așa. N-am ce să zic, n-am nimic. Da, să bei, hai du-te. Da, mă, bine, nu mai zici nimic, bei. Mă, n-a fost nicio tipă care, nu știu, care să-ți rămână în minte ca fiind, bă, a fost ba, la da, mea, bă, dar nu mai știu fața ei, nu știu numele, nu știu nimic. Păi atunci, scuze-mă, dar era vina ta. Păi ce că-i vina mea? Eu am vrut să dau la buci și am dat la buci, aia a fost. Fii atent, tu dacă nu spui... Numele ei, să... Dacă nu spui bei, atât de simplu. Hai, da. Deșat, deșat, gata, hai. Bă, dar ce e asta? Da. Frate, iarăși ciorbă, e borș. Hai, cheers. Lumânare, dar nu-i bravo! Super, super, wow. Hai, mai departe. Ăsta e ușat. Când îl dai dintr-o gură. Felicitări. Mai înainte l-ai dat din 3. 3, 2, 1. 10, în sfârșit, ceva nou. Număr nou. Ceva nou.
Vedeți cât o de venit pusă. Spune trei vloggeri care crezi că au content prost. Nu știu, bă. Atâta mi-a venit. Bă, e bun, e bun rău. E bun rău de tot. E bun rău. Băi, da, eu vin din televiziune, atât am putut. E bun rău de tot. Zi sau bai, zi. A venit să dea dispartă. Zi sau bai. Hai, zi, zi. Trei vloggeri care au content prost. Nu, 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 lasă, lasă. Nu atât de ușor, că parcă prea mult bem aici. Zi, ghiduș. Hai acolo unul. Bei? Da, normal. Zici-o dacă vrei. Te invit. Bine, că era rău. Dar nu spui în locul meu, că eu oricum trebuie să... Ce te face curacul? Ce? Te zici așa că suntem aici, nu ne supărăm. Întotdeauna persoanele de față se exclud. Da, deci... Cristi Ghiduș și curacul. Da, ok. Hai de acum! Care e, s-a simțit? Că aveți conținut de căcat, dar țin să nu menționez asta în public. Bine, auzi! Țin să nu menționez asta în... Vin de genul. Op, bea 5 shot-uri. Dă-l giveaway persoanelor. Recită prima strofă din imnul României. Bă, ce? Asta cred că 8-ul e preferatul deci tuturor. Era ori Luceafăru, ori Crezi, ori în România. Hai cu Coranul, e cu Coranul. Deci, nu, chiar n-ai cum să... Deșteaptă-te române. Din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbanii de tirani. Yeah. Nu mor niciodată. Prima strofă. Prima strofă. Păi și cât durează? Asta a fost, o strofă. Cât durează prima strofă? Bine! Să-mi dovesc la lume! Că naște mâi mai curge un sânge de roman. Tiran. Tiran? Roman. Roman! Roman! Și mă, cu japoia! Și mă, cu japoia! Tura 3 începe cu Ghiduș. Trebuie să zici prima strofă din Luceafăru. Te-am zis, da. Păi. Vezi că n-am mai fost 2. Ia să vedem. Pune o poză jenantă pe story aleasă de tine. Asta a fost și tura trecută. Beau. La clipul tău. De ce? Cum e sete? Ți-ai pus cât mi-ai pus mie sau... Mi-ai pus dublu. Din gura lui, hai, te caști pe tine, e din gura lui. Hai, hai, hai. Tot acolo a fost. Da. De acolo a ieșit, de acolo a intrat. 3, 2, 1 și... Bă, ia 6, dă-l... Au, mâini! Hai! Treci, mi-a mai pus. Au, dați ca lumea, mă. 4! 6! E un semn. 3! 8! Mai mult, mai mult! Vezi că am mai pus! Bă! 6! Nu-l mai mișca! 5, gata, 5! 4, 4, 6! 5, perfect! Perfect. Stai în mâini 10 secunde. Și cu fusta aia. Ia și bea. Dați-mi să beau. Îți ținem noi fusta. Gata. 3, 2, 1 și... De ce mă nu știi, stai în mâini? Eu așa mergi pe stradă. Uhuu! 7, bine. Bagă piciorul în WC-ul. Băi. Acolo e toaleta. Mă, dar și dramatic a fost zile. Mamă, că nu se poate. Nu se poate așa ceva. Ce cu un picior ce e? Nu merge. Niciodată. Ia. Doamne ferește. Mai mici, poți să le pui? Da. Dacă se poate. Îți dai seama. Noroc. Ține-te de nască, nu se... Haide! Da. Ce-o să fie alea că n-au fost, nu? Da. Să-ți ușit în gură. Că a mai fost, a mai fost 2. A mai fost, mai 2. A mai fost. Dă-i. Și-am mai zis 6, 5. Stai în mâini 10 secunde. Păi asta e, am omtăit eu. Ce, nu știu să stai? Da, da. Să stau, păi, dar mi se văd... Hai, da. Hai! Se văd buci. Uhuu! Cronometrează cineva? Lasă, stai cât poate. 10, 9, 8, 7, da! Felicitări, bine! Super! S-au văzut bucile. S-au văzut bine, s-au văzut foarte bine. Toate s-au văzut.
Suntem 6 și am jucat de cel puțin 2 ori. E logică, au fost. Mai fost. Dă un shot cu persoana din dreapta și stânga ta. Bă, n-ai cum! Am zis că scap fără! Asta mi-a picat. Asta trebuie să fac. Mi-a trebuit mie să stau lângă tine. Adevărat. Eu chiar ai insistat să stau lângă tine. Au râs de noi. Deci chiar trebuie să te supăr. Păi tu te-ai pus așa. Tu te-ai pus așa. Haide! Bravo! Ai noroc. Și tu nu? Coleguții mei. Din data de sunt. Săracu Cristi. Hai, hai, cu șatul. Hai, hai. Shot. Everybody! Bravo! Bă, tu l-ai dat? Bă, aici se face o infracțiune, deci vă rog frumos, dă-l! Așa, s-a ridicat în picioare. Mulțumim, Vivianei! Nebuneau! Haide, mă, Iasmina, gata! Dă-i! Ultima. Bravo. Deci, cea mai frustrată. Felicitări, cel mai cringe moment din timpul sexului. E virgină, mă. Dar ce faci, mă? A dat un shot gol. Nu, boss, era. Recunoaște. Era. Era, nu, jur că era. Boss, era patata. Bine, dacă toți sunteți pe canalul meu, o să dau și, indiferent dacă a picat sau nu, o să fac. O și faci și bei. 3. Mai și faci și mai și bei. Bagă piciorul în WC, sper că e asta. Sună fost. Ai vrut, te-am mâncat în cur. Da, zice ce am zis. Doamne, să spargi ghinionul. Dar sun, ai zis. Nu sun pe nimeni. Ai zis. Ai zis. Cred că sunt la blog. Sunt la blog. Sunt la blog. O sun eu. Nu, mă! Hai, mă! Că el tot la bine, dai un frate, că n-ai nevoie! Hai! Nu sunt fost aici. Hai, mă, eu sunt eu! Păi da, dar ai spus că ultima o faci în French ar fi. Da! Da. De ce minți? Asta ai zis! Nu, am zis ori o fac, ori o beau. Nu, ai spus că o faci. Adică chiar dacă s-a repetat, ori o fac, ori beau. 3 shot-uri. 36. Aici sunt 36. Vezi că eu așa am dat la început. Eu așa am dat la început. Sunt fix 36 aici. Bea 34 în 5, dar au fost tale. Măcar salutul, te la noi acum. Salut, o spune. Bună, cum o cheamă? Sincer, nu vreau să salut. Nici nu... Prima literă. Năzdreanță. Ce-a rău? Ce-a rău de supărat. Năzdreanță, o curvă, o panorama. S-a dat la altul. Tu cu Andone. Cu S-a pupat! Retardați. Hai, gata. Mamă, deci cum simt așa? Aveaș un bec? Hai, puiți-mă, hai, puiți-mă. Aveaș un bec? Hai, mă, dă-l! Îl dai odată, cum l-am dat și eu. Îl pui pe tot în gură. Și trei gâri, trei gâri, trei înghițituri, trei înghițituri. Wow, n-ai cum! Wow! Bagă-l acolo, la ghiveci. Ok, următorul episod îl vom face de la spital. Acolo unde, frate, ce? Înțelegi, este vreau. A venit bugul! Hai să mergem la piscine să bem! Yeah! Yeah!